Bună! Bine ați revenit pe canalul meu! Înainte de toate, vreau să vă mulțumesc din suflet pentru toate mesajele frumoase pe care le-am primit de ziua mea. Am primit destul de multe atât pe YouTube cât și pe Facebook, însă cele mai multe au fost pe Instagram. Am postat o poză chiar de ziua mea, la care am primit peste 100 și ceva de like-uri, iar pentru mine a fost ceva senzațional, pentru că n-am mai primit niciodată atâtea like-uri la o singură poză. Dar pe lângă toate inimioarele voastre, am primit și foarte multe comentarii, atât la poza respectivă, cât și în privat. Și a fost cel mai frumos cadou pe care l-am primit de ziua mea, sincer. Chiar am fost emoționată și nu mă așteptam să-mi spuneți cu toții la mulți ani și să-mi lăsați așa mesaje frumoase. Vă mulțumesc încă o dată și sper ca și de acum încolo să revin cu poze la fel de frumoase. Aceea chiar a prins foarte bine, nu mă așteptam să prindă chiar atât de bine, dar normal că m-a bucurat tare mult și... Mă repet, vă mulțumesc din inimă. Așa, acum că s-a așezat și de fix și a găsit în sfârșit locul pentru că se foia de câteva minute prin jurul meu, să trecem la treabă. Vreau doar să mai spun că îmi place tare mult lucru pe care l-am creat astăzi. Am un ruj nou și un iluminator nou și pe amândouă le ador. Îmi plac super, super mult. Nu știu cât de bine se vede machiajul meu pe cameră, însă în cazul în care vă place, vă rog să-mi spuneți și voi face un tutorial sau nu știu. Ceva de genul, nu știu, nu sunt eu make-up artist sau cine știe ce, dar îmi place foarte mult machiajul și dacă sunteți curioase, îl voi reproduce și pentru voi. Anul acesta am schimbat prefixul, deja mă simt mai bătrână și mă gândesc cum să strâng bani pentru azil, dar momentan viața e frumoasă, totul e roz, e bine, sunt împăcată cu căpuțul. Am fost și puțin tristă, de ce să mint, este un șoc pentru cele dintre voi care ați atins pragul acesta. Știți ce înseamnă, dar contează că sufletul meu este tânăr, contează că încă mă simt copil și cu numerele, vedem noi, le jonglăm pe parcurs, nu contează prea mult, nu-i așa? Nu-i așa? Nu am avut cine știe ce petrecere de ziua mea, asta pentru că, dimpotrivă, chiar nu îmi propusesem să organizez ceva, știam că vrem să mergem în Bath, să vizităm orașul, și am zis că nu o să mai fac nimic acasă, dar cam pe ultima 100 de metri am chemat câțiva prieteni și a fost foarte drăguț. Am mâncat pizza, ne-am jucat Catan, Maria mi-a făcut o surpriză și mi-a adus crem și făcut de ea acasă. A fost delicios, chiar a fost super, super bun. Și m-am bucurat și pentru faptul că eu cumpărasem lumânări, eu și Tibi cumpăraserăm lumânări, dar nu aveam tort și mă gândeam că o să le pun în pizza și să suflu în pizza. Dar când am văzut crem și tu am fost super fericită și mulțumesc Mariei pe această cale, chiar sincer, trageți de ea să fac videoclipuri cu prăjituri pentru că face super, super prăjituri. Da, și a fost super drăguț în seara aceea, iar toate cadourile pe care le-am primit sunt pe sufletul meu, îmi plac foarte, foarte mult, dar nu voi menționa de la cine le-am primit pentru că nu are sens, oricum nu știți majoritatea persoanelor, însă vi le voi prezenta în ordinea în care le-am primit. Primul cadou pe care mi l-am dorit foarte mult și pe care l-am și primit este un telefon. Eu aveam de vreo 2 ani și jumătate un iPhone 6, care a fost foarte ok la vremea lui, doar că dacă aveți și voi iPhone, știți că după un anumit număr de update-uri de soft, începe să dea rateuri și al meu dădea destul de multe, începuse să mă enerveze maxim, iar faptul că stau mai mult pe telefon decât pe calculator mă scotea din minți. Și mi-am dat seama că am nevoie de un telefon care să facă fotografii ceva mai bune și îmi doream și un ecran mai mare. Nu știam încă sigur dacă să continui cu iOS sau să trec pe Android, dar după o grămadă de review-uri pe internet și o grămadă de fotografii văzute tot pe internet, am decis să aleg Android. Și am ales telefonul de la Huawei, modelul Mate 10 Pro something, nu știu exact, da, Huawei Mate 10 Pro. Așa se numește, voi lăsa și link în descriere în cazul în care sunteți curioase să vedeți telefonul. El așa arată și îmi place tare mult că are două camere pe spate, face poze foarte, foarte bine și are ecranul mai mare, mult mai mare decât cel pe care l-aveam eu înainte. Practic este... aici nu știu să dau detalii, dar oricum are ecran mare, asta îmi place super, super mult. Este cam ca o mini-tabletă, poate pentru cineva care nu face fotografii și nu stă mult pe telefon, e puțin cam mare telefonul, dar mie îmi place foarte mult dimensiunea ecranului și de când îl am,
Sunt absolut îndrăgostită de el. Al doilea cadou pe care mi l-am dorit foarte mult a fost o mașină de făcut cafea. Voi insera o poză cu aparatul aici, pentru că el deja este instalat în bucătărie și mi-este destul de greu să-l aduc să vi-l arăt fizic. Dar este un model de la firma De'Longhi, special pentru cafelele Nescafe Dolce Gusto. Ideea e că eu nu sunt o pătimită a cafelei. Îmi place cafeaua pentru gust și beau din când în când, adică o dată la 2-3 zile, dar nu sunt genul care nu poate să funcționeze dimineața dacă nu beau o ceașcă de cafea. De asta mult timp am și zis că nu o să-mi cumpăr astfel de mașină, pentru că nu era ceva musai, nu era ceva necesar în viața mea. Dar am băut de câteva ori cafea făcută la acest aparat și mi-a plăcut foarte mult gustul. Mi s-a părut mai gustoasă, mai aromată cafeaua față de cea la plic pe care mi-o fac eu de fel zi de zi când vreau să beau cafea. Prin urmare, dacă tot s-a evit ocazia să vină ziua mea, am zis să și cer acest cadou și l-am primit și sunt foarte recunoscătoare, pentru că de când îl am, pot să zic că am băut ceva mai multă cafea față de înainte. Nu știu dacă e un lucru bun sau un lucru rău, dar îmi place mai mult cafeaua și dacă o beau și cu biscuiți, sunt cea mai fericită. Luând-o în ordine cronologică, următorul cadou pe care l-am primit este acesta. Ta-da! Am primit o chitară. Mi-a picat fața când am văzut această chitară, pentru că nu aveam nici cea mai mică idee că o să o primesc și nu mă așteptam la așa ceva, dar persoana care mi-a cumpărat-o știa că mie îmi place să cânt la chitară, știa că am cântat ani de zile, adică am tânat liceu de muzică cu specialitatea pe chitară clasică și da, și-a dorit foarte mult să-mi cumpere acest cadou și mi-a făcut o adevărată surpriză când am văzut chitara, a rămas... E adevărată? Ceva de genul ăsta. Momentan vreau să-i schimb corzile, pentru că am încercat să o acordez și corzile fiind destul de vechi nu sună prea bine. Iar cine știe, poate pe viitor mă veți și auzi cântând la chitară, dacă tot am primit chitara asta. Cine știe. Oricum, a fost un cadou inedit și chiar îi mulțumesc persoanei care mi-a cumpărat acest cadou. Toată lumea știe, absolut toată lumea știe cât de mult îmi plac mie parfumurile. Nu mai este niciun secret. Și prin urmare am primit 3 parfumuri de ziua mea. Am fost nu fericită, mega fericită, extrem de fericită. Vă dați seama, 3 parfumuri era wow, fericire maximă pentru mine. Primul pe care l-am primit este acesta. Se numește Weekend și este de la Burberry. L-am mai avut de 2 ori înainte și este un parfum care îmi place foarte mult și este perfect pentru primăvară din punctul meu de vedere. Este dulceag, fresh. Miroase puțin a flori de tei, după părerea mea, a ghimbir. Este un parfum inedit, adică nu am văzut multe parfumuri care se miroasă ca asta. Parcă seamănă puțin cu parfumurile de la Hermes, dacă le știți, ceva de genul acela. Oricum, clar, când îl simt prin oraș, îmi dau seama ce parfum este, pentru că are acel je ne sais quoi. Și îmi place foarte, foarte mult. Deja am început să-l port, îl port și astăzi. Și îmi place că și rezistă. Mă dau că dimineața și până seara încălțind pe mine. Al doilea parfum pe care l-am primit este de la Versace și se numește Versense. Acesta este. Este o apă de toaletă. Cel de la Burberry era apă de parfum. Îmi place tare mult parfumul ăsta și mi-l doream de mult timp să-l încerc. Miroase fresh. Toate parfumurile care le-am primit de ziua mea sunt fresh și nu mă plâng, pentru că vine căldura și clar o să le folosesc. Este fresh aquatic. Este un parfum foarte discret, însă singura problemă care mă deranjează e că nu persistă. Cam la 3-4 ore deja nu-l mai simți, așa că dacă nu vă plac parfumurile tari și vă doriți ceva discret, care să nu deranjeze pe cei din jur și nici pe voi, chiar vi-l recomand. Este un parfum ok, pe care poți să-l țin în poșetă și să te dai ori de câte ori simți nevoia, pentru că, v-am zis, se duce foarte, foarte repede, dar mirosul lui este foarte plăcut, este foarte elegant, curat, perfect pentru anotimpurile mai calde, precum am mai spus. Și ultimul parfum pe care l-am primit este de la The Body Shop, în aroma White Musk. Acesta este, iarăși un parfum foarte fresh. Asta este mai verde, așa, față de cel de la Versace, care era ceva mai marin. Asta este mai citric, verde. Da, miroase puțin la citrice.
dar arunase foarte frumos și ține destul de mult pe piele. Undeva la 5-6 ore cam așa, l-am folosit de 2 ori până acum și îmi place tare, tare mult. Tot de la The Body Shop am primit și un ser de față din gama Drops of Youth. Acesta este. Persoana care mi l-a cumpărat nu știa că îmi doresc de foarte mult timp acest ser, dar m-am bucurat tare mult când l-am văzut, pentru că mie îmi plac în general chestiile de îngrijire a tenului, mai ales odată cu îmbătrânirea simt nevoia să încerc chestii cât mai bune. Trecem peste. Dar chiar îmi doream un ser, pentru că nu mai aveam un ser de față și l-am folosit de câteva ori. N-am ce să zic mare lucru, vă dați seama că trebuie să-l folosesc o perioadă mai îndelungată ca să-mi dau seama dacă face cu adevărat ceva pentru pielea mea. Dar se simte foarte bine pe ten. Simt că lasă pielea așa hidratată, puțin lipicioasă, dar se prinde și crema pe care o folosesc peste. Parcă se prinde așa ceva mai bine de tenul meu. Oricum, îmi place foarte mult pentru moment. Și am să vă țin la curent dacă văd vreo îmbunătățire a aspectului tenului sau nu. Și tot în sfera parfumurilor am primit și niște uleiuri aromatice pentru cameră și am primit și dispozitivul în care să le pun. Sunt de la The Body Shop, toate. Acesta este dispozitivul în care pui uleiul deasupra și aici lumânărica. Mi se pare că arată foarte drăguț. Îmi place tare mult. Și am primit 2 uleiuri. Primul este cu mosc alb. Îmi plac ambele cu miros. Stați așa, dacă reușesc să-l și deschid. Miroase foarte dulce și pudrat. Îmi place foarte, foarte mult. Culmea. Ambele sunt de la The Body Shop. Deci uleiul cu white mask și parfumul cu white mask miros complet diferit. Adică să nu credeți că miros la fel. Dacă vă place parfumul, ăsta nu miroase. Uleiul nu miroase ca și parfumul. Asta doar așa, ca și chestie de știut. Da, miros complet diferit. Parfumul este foarte citric fresh, asta este foarte dulce și pudrat, dar îmi place foarte mult să miroasă în cameră așa. Și al doilea ulei este cu aloe și lână moale, soft linen. Așa arată. Acesta parcă este mai fresh din câte țin eu minte, ia să văd. Da. Asta e mai fresh, mai fructat. Dar zice că e cu aloe. Miroase a fructe. Miroase foarte frumos. Îmi plac ambele și abia aștept să le folosesc. Încă nu le-am folosit pentru că am câteva lumânărele Yankee pe aici prin cameră. Dar după ce le termin pe acelea, o să le folosesc pe acestea. Și am primit și unul dintre gelurile mele de duș preferate din toate timpurile și anume It's Raining Men de la Lush. Îmi place atât de mult gelul ăsta de duș. Nici n-aveți idee. Miroase atât de dulce și de yummy. Vai cât de bine miroase. Miroase a zahăr, a caramel, zahăr ars, miroase delicios, îl ador efectiv. Și mie sincer mi se pare că parfumul C de la Giorgio Armani seamănă puțin cu ăsta. Bine, asta miroase mult mai dulce și mai gurmand. Dar dacă vă place parfumul C, eu cred că o să vă placă și gelul ăsta de duș. Știu că din păcate nu se găsește în România, însă dacă aveți un drum prin afară, dați-o șansă, pentru că miroase divin, miroase absolut superb, îl ador. Și normal că am primit o grămadă de flori frumoase, chiar și în poza de ziua mea v-am arătat că am primit 30 de lalele roșii, pentru că lalelele sunt florile mele preferate și am fost extrem de fericită când am primit și mai multe lalele pe lângă acelea. Dar am primit și o floare de ghiveci și anume o orhidee. Uitați-o cât de frumoasă e! Este în nuanța, în culoarea anului, violet, și îmi place foarte mult. Este una dintre culorile mele preferate. Nu știu dacă persoana respectivă știu cum i-a cumpărat-o, dar este absolut superbă. I-am cumpărat și un vas. I-am cumpărat vas special pentru că a venit ambalat așa de cadou și am fost să-i cumpăr vas. Acum, eu sincer n-am mai avut nicio orhidee până acum. N-am avut... Mama cred că are acasă. Ar trebui să o întreb și pe ea. Nu știu exact cum s-am grijit de ea, m-am uitat pe internet, sper să nu o omor. Doresc din tot sufletul să reziste pentru că este absolut superbă. Așa că dacă aveți anumite sugestii și sfaturi, cum s-am grijit de orhidee fără să o omor, vă rog să mă anunțați și pe mine. Acestea au fost toate cadourile pe care le-am primit anul acesta de ziua mea. Mă repet, sunt recunoscătoare pentru fiecare cadou în parte pe care l-am primit. Chiar îmi plac toate extrem de mult și deja am început să le folosesc pe unele dintre ele.
Din acest motiv m-am și grăbit să filmez acest videoclip, pentru că știam că o să intru de tot în pâine și o să uit de ele, să vi le arăt. Vă mulțumesc încă o dată și vouă pentru toate mesajele frumoase pe care le-am primit de ziua mea. Chiar mi-ați făcut ziua mai frumoasă și îmi doresc să știți lucrul ăsta. Videoclipul de astăzi se încheie aici. Dacă v-a plăcut, aștept să-mi dați un like și să vă abonați acestui canal pentru a fi la curent și cu următoarele videoclipuri postate de mine. Nu uitați, până data viitoare, aveți grijă de voi și de sufletele voastre. V-am pupat! Pa!